Așa e? Am încercat și ne-a retirat și cu capul nostru și ne-am conversat. Da. Deci ați încercat la calculator și ați zis, băi, puteți să eu cu telefonul, ți-l dă. Dă eroare, da? Deci nu mai poți să-l scrie. Deci ați înțeles ce înseamnă 2 la 7, 6? Da. Deci este imens. Imens. Deci eu zic, nu mă, ți-am spus. Vi se pare o glumă, dacă mulțesc cu ăsta, cu ăsta, de 3 ori cu așa, trebuie să scriu vreo două rânduri. Dacă de două ori, îți dă. Dar de 16, încă de 16 lor, cele două rânduri care le scrim, până mă mulțim pe 16, vă dați seama ce acolo este imens. Așa că mai spui că 2 la a 3-a, 2 la a 3 egal cu 2 ori 3? Mai spui 2 la a 3 faci 2 ori 3? Nu. Dacă tu ai fi spus că 2 la 76 faci 2 ori 76, era simplu. Da. Dar vezi că e 2 ori 2, 2 ori 2, deci te obosești. Noi știm. Ai convins acum? Da. Numai așa dacă vă pun la treaba asta, așa mă convins de ideea de putere. Noi numai știm așa. Că baza este la fel și experiențe sunt diferite și l-am luat pe cel mai mic. Așa. Iată o idee deșteaptă. Nu o să calculăm noi 2 la 76 și primul 2 la 78 și primul 2 la 80 și le adunăm numele acelea. Deci este imposibil. Trebuie să găsim o idee deșteaptă. Și Cristina sesizează că 2 la 78 îl luăm deoparte. Bine că am venit cu Cristina cu ideea că vă gândeați, vă pun acum să face și 2 la 78 și 2 la 80. Deci nu. Iată ce spune ea să facem. Deci așa. 2 la puterea 78, ne opun de stăpânt. 2 la 78 este egal cu 2 la 76 plus 2. 2 la 78 înseamnă 2 la 76 plus 2. Nu-i bine? Da. Că 76 plus 2 fac 78? Da. Dar de unde provine adunarea exponenților? De la ce operație? De la înmulțirea două puteri. Deci asta se mai poate scrie ca fiind 2 la 76, ori 2 la a doua. Nu așa? Faptul că am adunat exponenții. Cum se mulțesc două puteri care au aceleași? Înapoi judecăm. Cum se mulțesc două puteri care au aceleași bază? Copii baza și se adună. 76 plus 2. Am avut adunarea și pe urmă ce am făcut? Acum am descompus-o. Am produs două puteri. Da? Adică egal cu 2 la 76, 2 la puterea 76, ori 4. 2 la 76, ori 4. Hai să ne ocupăm și 2 la 80. 2 la 80 e egal cu 2 la puterea 76 plus 4. Păi 76 cu 4 fac 80? Da? Plusul sus la exponent. Da. Deci 2 la 76, 2 la 80 înseamnă 2 la 76 plus 4 acolo. Da. Și egal mai departe cu de unde? Da, zi, te rog. 2 la 76. Da. Ori 2 la 4. Excelent! Și face egal mai departe cu 2 la 76. 2 la 76 ori 4. Ori? Ori 8. 8. Cum să fie 8? 16. 16, 2 ori 2 de 4 ori. Da? 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. Hai să facem deoparte. 2 ori 2 ori 2 ori 2. 2 ori 2, 4, 4 ori 2, 8, 8 ori 2, 16. Ori 16. Și atunci continuăm exercițiul. Ce zicem? Egal mai departe cu 2 la 76, ăsta la care m-am umblat. Deci egal cu 2 la 76, scriu și eu. 2 la 76. Deci întoarcem exercițiul la început. Unde a rămas în urmă? Nu, scrie din nou. Scrie din nou exercițiul. 2 la 76 plus 2 la 78. Deci 2 la 76 plus 2 la 78 plus 2 la 80 este egal cu 2 la 76 plus în loc de 2 la 78, cât să zic? 2 la 78. Dar l-am descris. Cât este 2 la 78? 2 la 76 ori 4. Deci 2 plus 2 la puterea 76 ori 4. Plus. În loc de 2 la 80, cât se scriu? În loc de 2 la 80. 2 la 76 ori 16. 2 la 76 ori 16. Și
asta mă de particu. Ia să vedem cu cine este egal. Și acum, în loc 2 la 76 pot zic 2 la 2 ori 1? 2 la 76 ori 1? Da. 2 la 76 ori 1 plus 2 la 76 ori 4 plus 2 la 76 ori 16. Ce putem face acum? Să adunăm exponenți. Nu, nu, tocmai am făcut la lecția lor. Am o adunare de 2 termeni, 1, 2, 3. Ce observăm acolo? Este factorul comun care? 2 la 76. 2 la 76 îl găsesc o dată aici, aici și aici. Da. Și scoatem pe 2 la 76 în factor comun. Deci egal cu 2 la puterea 76 pe lângă. 2 la 76 pe lângă. Pe lângă. Pe lângă din primul rămas 1. 1 plus, 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 că e factorul comun. Plus 4, da, plus 16. Și este egal cu, deci 2 la 74, 2 la 76 pe lângă 1 plus 4 plus 16. Și face 2 la 76, 2 la 6, ori, ori, 1 și cu 4 face 5, 5, 5 și cu cât cu 16, egal cu 21. Super! Deci este egal cu 21 ori 2 la 76. Cine e curios acasă, dacă sunteți curioși, nu spui, sunteți curioși din fire, faceți 2 la 76, vedeți ce număr vă dă. Și pe urmă mulțiți cu 21. Să vedem rezultatul. Am încercat adineori să facă 2 la 76, dar și-au zis că s-au blocat calculatoarele. Eu am stat așa. Nu, nu am mai putut să discuți. Vă amintiți, nu? Da. Așa. Vă dați seama ce număr imens este aici? Imens! Dacă ar fi să scrii pe două, trei rânduri de tablă, mult termeni. Da. Și v-am spus, dacă mă cereți să-l calculez, să mulțesc 2 la 76, mai degrabă mă duc pe jos, ajut. Mai spui sănătos, îți fac și mișcare. Care e problema? Deci, ați înțeles că 2 la 76 e un număr imens și nu se pune problema calculului valorii acelea, ci să putem opera, să le putem descurca cu puteri. Tu, Cristina, mi-ai dat acest exercițiu. 2 la 76 plus 2 la 76 plus 2 la 80. Da. Sigur, pentru început, hai să facem pe 2 la 76, hai să facem pe 2 la 78, da. 2 la 80. Să facem cât da. Să vedem valoarea. Nu, nu e de făcut. Altceva. Și atunci ne-am întors la 2 la 78. Și pe 78 l-am văzut ca 76 plus 2. Și ne-am întrebat de unde provine adunarea exponenților. Parcă a fost înainte 2 la 76 ori 2 la 2. O fie în pasa și adunăm exponenții. Adică 2 la 76 ori 4. Că ne-am întors la 2 la 80 și am muncit la el. Și tot cu 76 l-am luat în discuție. Puteam zic și cu 80, cu 79 plus 1, cu 78 plus 2. Dar mă întreba 76. Ăsta de aici trebuie să intre în acțiune. De aceea am zis că 80 a scris ca 76 plus 4. Da? 76 plus 4. Și când am văzut adunarea de exponenți, de unde vine asta? De la mulțirea două puteri cu aceeași bază. Și am zis 2 la 76 ori 2 la 4. E așa îmi spune proprietatea de așa. M-am arătat, nu? Da. Acum am citit-o de la dreapta, da? De la dreapta spre stânga. Am adunare de unde provine? La mulțire. Adică 2 la 76. 2 la 4 fac. Nu face 2 la 4, 2 ori 4. Face 2 ori 2 ori 2 ori 2, de câte ori? De 4 ori. Fac 16. Și îndată, ce am găsit pe 2 la 78, cât reprezintă? 2 la 76 ori 4, pe 2 la 80. 2 la 76 ori 16. N-am făcut altceva decât să le scriu și 2 la 76 pot să-l văd ca 2 la 76 ori 1. Da? Și acum apare factorul comun. 2 la 76 aici, aici și aici. Tocmai am făcut scoaterea în factor comun. Este vorba de distributivitatea, distributivitatea mulțirii față de adunare. Și acum scoatem factorul acesta care e comun și răspunde și răspunde și răspunde. Iese 2 la 76, ce ne rămâne înmulțit cu 1 plus 4 plus 16. Adică 21. Adică 2 la 76 ori 21. Și acesta ar fi
răspunsul. Ne oprim aici, nu avem ce mai face. Deci Cristina, aici stăm, da? Bun. Dăm unul altul ca să mai discutăm și vă oprim. Ai terminat. Bine că ai terminat. Ce să spunem? Ce am făcut noi astăzi? Hai să facem rezumatul. Cum zic și noi? Nu rezumatul, ce am... Sinteza zilei. Sinteza zilei. Sinteza, da. Sinteza. Zicem. Ce am făcut în prima parte? Ce-o fost acolo? Factorul comun. Factorul comun, da. Scoaterea în factorul comun. Scoaterea un factor comun. Comun. Asta a fost din lecția voastră, da? Da. Doi. La Cristina a fost? Cum ai intitulat-o ce am făcut noi? Puteri? Puterile adunării. Nu puterile adunării. Puteri, operații cu puteri. Da? Puteri, operații cu puteri. Puteri. Operații cu puteri. Am recapitulat. Cum se mulțesc două puteri pe aceeași bază? Cum se împar două puteri pe aceeași bază? Asta ne-am gândit. Ce am mai făcut aici? O putere, operații cu puteri? Ecuația. Era vorba de aflarea lui X acolo. Ecuații cu puteri, nu? Hai să lăsăm pe astea două, că sunt suficient. Scoaterea în factor comun, puteri, operație cu puteri. Să ne oprim aici. Vă mulțumesc frumos. Și ce să le spunem prietenilor noștri? Ce să le spunem? Să urmărească lecția și să... Nu, zi tu. Ia zi Daria. Zi Daria. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Adică dea like și share ca să tu arăți și alți prieteni. Da, să se anunțe între ei. Sigur că da. La revedere, dragilor. La revedere.